Președinte, doamna comisar, stimați colegi, este trist că discutăm în acest an, 2024, încă de violență și hărțuirea femeilor la locul de muncă, dar și pe stradă. Poate ar trebui să facem o prevenție și poate că ar trebui să avem un echilibru de gen în toate instituțiile mult mai bun, pentru că atunci când avem o majoritate feminină, probabil că la locurile de muncă nu s-ar întâmpla acte de violență și de hărțuire. Și cred că este foarte binevenit, bineînțeles că voi vota acest document, este foarte binevenit să, ca toate statele membre să ratifice acest acord a OIM-ului, pentru că nu e suficient, trebuie să și acționăm și iată, anul acesta este un an extrem de important pentru că în majoritatea statelor membre sunt alegeri și locale, și naționale, și europarlamentare. Partidele politice trebuie să promoveze femeile mai mult și echilibrul de gen în toate instituțiile de stat, private, politice, va duce cu siguranță la diminuarea violenței. Evident, e nevoie și de educație și cultură. Și da, cred că partenerii noștri bărbați trebuie să-și asume acest lucru, să susține femeile pe criteriu valorii în toate locurile de muncă care ar putea fi făcute și să combată, să se asocieze și să combată atunci când apare o violență. Vă mulțumesc!